Astăzi în Lodeni a demarat campanie de informare și sensibilizare a populației cu privire la particularitățile recensământului din acest an. La eveniment au participat autoritățile locale și actorii sociali din raion. Menționăm că recensământul populației și al locuințelor din 2014 din Republica Moldova va fi efectuat de către Biroul Național de Statistică în perioada 12-15 mai. Mai multe detalii în reportajul ce urmează. Campania de informare a populației care a demarat astăzi în Glodeni are drept scop conștientizarea oamenilor cu privire la importanța și rolul recensământului pentru instituțiile de stat în procesul de planificare și creare a politicilor naționale. În perioada de desfășurare a recensământului se va efectua înscrierea datelor și informațiilor despre populație și locuințe în chestionarele de recensământ aprobate de Biroul Național de Statistică. Campania de informare va fi realizată de o echipă de voluntari care vor organiza acțiuni de informare. O familiarizare cu recensământul din considerentele voluntariatului care va fi efectuată în toate localitățile Republicii Moldova de către persoane care sunt angajate în acest proiect, care se vor deplasa în fiecare localitate pentru a familiariza populația, mai ales persoane cu dizabilități, pensionari, persoane țântuite la pat, tinerii care sunt în localități, îi vor familiariza cu procesul ăsta cu recensământul propriu-zis, cu particularitățile și așa mai departe, ceea ce se va discuta în cadrul discuției interactive cu dumneavoastră de astăzi. Noi am instruit pentru toate localitățile 17 elevi, sunt 3 din Hâșdieni și sunt 14 din orașul Glodeni, din ambele licee, din liceul numărul 3 și numărul 1. Adică am ales acești elevi voluntari pentru că eu deja îi cunosc și ca să nu pierd timpul să văd abilitățile lor, eu deja știu că ei pot să comunice. Noi considerăm că este o ocazie foarte bună de a vedea chipurile oamenilor, de a vedea reacția lor și de a încerca să nu le impunem, dar să le oferim informația plăcut. Să ei conștientizeze că datele pe care le vor oferi cenzorilor trebuie să fie corecte. Trebuie să mai știe că de recenzori nu trebuie să le fie frică. Alt punct pe care noi, voluntarii, în primul rând o spună, baza, în prim plan, că aceste date vor fi confidențiale, strict pentru Biroul Național de Statistică. Ca să cunoască, noi nu dăm aceste date în primărie, la asistent socială, în oricare instituție. Astfel, autoritățile și actorii sociale au decis să consolideze eforturile de informare a cetățenilor cu privire la recensământul 2014. Menționăm că ultimul recensământ al populației din țara noastră a fost realizat în 2004. Republica Moldova este prima țară din spațiul ex-sovietic care realizează un asemenea recensământ în cadrul căruia se va număra nu doar populația, ci și locuințele, așa cum se face și în Uniunea Europeană.